Noi ce? O să avem încă un copil în familia noastră? Din nou, soră mai mare pentru frățior sau surioară? Și gata, ați venit? Ai venit? Da, am venit. Uite-te și voi, în haineță. Asta e cărșor, da? Da. A, e bun? E bun, da. E bun. Confortabil. Și pentru vară și pentru iarnă. Merge. A, el îți faci vară și iarnă? Da. Desface acolo. A, aici îți desfăce. Deschide. Da. A, nu, dar nu deci. Dacă este fermor. Noi tot avem așa. Asta s-a nu așa vă spun, s-a mutat cu cărșorul nostru, da? Da, cu oare. Nu, e frumoasă, e bună. Și e principal trainic, să știi, uite, asta e trainică. Asta e bun. Cine vorbește acolo? Au venit părinții? Sper că mama vorbește cu tata. Mai duc să fac. Da. Și? Este-ți hainele? Da, mă, ce hainuțele. Și ciorăpie. Ciorăpie mici. Da, e că este-ți bune, dar mă bucur din chiar pe ușorul. E sănătos așa, nu? E... Și hainele, cred că vor să poată să fie normal, da? Da. Nu pot să cred. De ce părinții mai înainte nu mi-au spus că ei așteaptă încă un copilaș, încă un bebeluș? Eu sunt atât de bucuroasă, dar dacă aflam mai devreme, eram și mai bucuroasă. Dar acum... Au adus un cărucior nou, multe haine, precisă să am un frățior sau o surioară. Cum putem să uit? Bunica precis trebuie să știe. Și de ce nu mi-ai spus mai devreme și mie? Poate părinții au zis că este un secret? Poate vroiam să facă o surpriză? O sun pe bunica și o să aflu. Cășelița? Pune aici. Încă o cășeliță? Da, aici e frumos. Da. Este aici. И это ну вообще, да, это стоит хранить, да? Да. А, сборник. Да, сборник. Это ну, купи меч. Энко боди, коммуника лунга. Ага. Весь энко боди, коммуника скута. Готово пентру новую вязу, мой защитник, чтобы сказать. Вот такая боди ку этикета. Ага. Шума лета. А такая пентру нову наскоц. Нову наскоц, да. А малый гуна. Да, супер, вытяти. А, если с мануш, пентру кслоз гори, да? Да. На документе для Андрюши. Окей, доар 15%. Акум рапицы на систинка. Bunica, așa. Sper să nu fiu ocupată. Hai, te rog, răspunde. Salut! Da? Ești ocupată? Nu? Ce mai faci? A, clătite, super! Mi-ai făcut acum poftă de clătite. Cu ce? Cu brânză dulce. Yummy. Am vrut să te întreb dacă tu știi că eu o să fiu dublu surioară mai mare, deoarece eu am aflat că mama e însărcinată din nou, ori cu un băiețel, ori cu fetiță. Tu nu știai? Cum așa? Nu ți-am spus nici ție?
Au adus acasă un cărucior mare, frumos, se vede că e calitativ și nou. Și au adus o geantă mare plină cu haine. Și hainele toți se văd că sunt nou-nouțe pentru un copilaș mic. Da, nou-născut. Și eu deodată mi-am dat seama că mama e însărcinată și o să fiu dublu surioară, iar tot dublu bunică. Da, Andrei și acum doarme. Nu, eu nu știam mai devreme, numai acum mi-am dat seama. Pe mine mă șochează faptul că nici tu nu știi. Bine, hai, pa, nu o să te încurc. Pa! Da, nu pot să cred că nici bunica nu știe. Mai bine merg să aflu de la părinți. Așa nu va merge treaba. Tata, mamă, dar de ce v-ați adus un cărucior nou, atâtea haine noi frumoase? Noi ce? Ce problemă dacă am adus? Noi ce? O să avem încă un copil în familia noastră? Da, de unde? Eu o să fiu din nou soră mai mare pentru frățior sau surioară? Ura! De unde tu ai luat asta? Da, mamă. Eu și pe bunica am întrebat-o. Ce ai întrebat-o pe bunica? Dacă ea știe... Și să știi, băi, Irai, nu înțeleg. Că eu o să am frățior să o surioară. Irai, de unde te-ai luat asta că noi să avem o surioară sau... Păi voi ați adus acasă un cărucior nou, atâtea haine și nu i-ați spus nici lui bunica, nici mie. Cum așa? Dar tu și ai sunat-o pe bunica și ce ai spus? Cum ai sunat? Și ce ai spus pe bunica? Păi am întrebat-o dacă ea știe că mama este însărcinată. Oh, și cu tine, Ira, de unde? Și bunica ce ți-a spus? Bunica a spus, nu, eu nu știu. Ira, de unde ai luat tu asta? De ce voi vă râdeți? Cum de unde am luat? Cum ai stai sunat la bunica? Când tu ai sunat? Eu stăteam la mine în cameră și am auzit cum vă vorbiți și am văzut că vă ați adus acasă un cărucior nou, frumos și atâtea haine frumoase și după și cum văd eu o să am un confrățior după hainuțe. Ira, noi căruciorul este și hainele este nu pentru noi. Noi este el trebuie să le dăm la o familie care e nevoiașă și are nevoie de cărucior și de haine. Asta noi facem un act de binefacere și aici mai multe persoane s-au implicat. Și vrem să o ajutăm pe o femeie care pe copilul lui e bolnav și noi vrem să-i dăm un cărucior, un cadou, și hainele cadou. De unde ai luat tu, că o să avem un frate? Tu ai văzut cărucior și ai crezut că noi mi-așteptăm un copil sau ce? Și la bunica încă ai zis, acuși bunica trebuie să pui la toți de acum. La toți, de muștanții Iuda, știi, și Laura și Beti. Acum și-a zis nu. Dar Beti tare era, vezi, cred că e de fericită. Ierăci, că asta nu ai înțeles tu corect. Bine, n-ai sunat la prieteni sau la școală. Da. Era să sun. Ierăci, că noi asta, acesta cărucior, am spus, să-ți mai spun, noi trebuie să-l dăm la o familie. Da. Nevoiașă și încă care, plus la asta, părere de rău, copilul și-al nu numai că e nevoiaș, dar ești bolnav. Pentru că nici nu vede, nici nu merge asta și noi, vrem să facem, nu de asta și nu uităm la haine. Mama m-a dus căruciorul numai și hainele și tamani nu uităm, zic. Și uite azi după masă, nu trebuie să mergem, când strezește Andrușa, să mergem să le ducem. Da, căruciorul a dat o femeie, dar noi am strâns... Hainuță, da, hainuță. Și să le dăm noi. Dar tu și pe bunica-i sună, tu și... Eu chiar credeam că o să am frățuor. Și tu și vrei frățuor sau frățuor? Așa că Andrieș nu prea. Andrieș este foarte răpice așa. Merge la o școlică. Păi Ierăci, când vreți să te învăț eu, să știi pe viitor. Până nu știi ceva concret, nu trebuie să suni să vorbești cu altcineva. Tu trebuie întâi să vii la noi, da. Să te întrebi și după aceea să o sun pe bunica. Acum bunica, ce se gândește? Iar va fi bunica. Nu, 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 nu. Păi mai ai o nefuțea sau o nefuțică. Da, da, da. După glasul ei și după reacție, ea a fost foarte fericită. Păi, îmi dau eu seama că a fost de fericită. Așa, da. Bine, prieteni, dar acum vrem să vă rugăm și pe voi. Vedeți, Ierăci, că am înțeles greșit. Dar nu este nimic strașnic, dar noi vrem să vă spunem și vouă. Desigur, dacă cine dintre voi are posibilitate să ajute familii nevoiașe sau copii bolnavi,
faceți și voi acest gest, deoarece totul acesta o să vă se întoarcă. Da, cu părinții, împreună cu părinții. Cu părinții, da, desigur, cine are posibilitate, iată, noi cărciorul acesta, hainele este acum și le strângem la noi, Andruș, acum doarme, Andreeș, și când se trezește, ne ducem să le ducem. Dar ce s-a întâmplat? Le mulțumim la toți, de la fotbal. Le mulțumim la toți care au participat aici, care au dăruit acest cărucior, da, cine s-a implicat în această situație. Și, Ierăci, ca tu, pe viitor, ți-am spus, să fii, întâi să afli și după aceea să vorbim. Da. Bine? Eu bine. Să spun bunica că este un prank. Da, spune că a fost o farsă. Bunica. Da. Bunica, dacă vezi, a fost farsă. Dar voi copii. Dacă v-a plăcut acest video, desigur. Puneți like și nu uitați să abonați pe canalul nostru YouTube Ierăcica Info și să apăsați pe clopoțel. Da. Și scrieți în comentarii. Scrieți în comentarii dacă vă place gestul pe care îl facem noi și cine dintre voi au făcut astfel de gesturi. Scrieți în comentarii. Pe curând, prieteni! Pa, pa! Pa, pa! Nici nu pot să scrie. Nici o zonă pe bunica, spune-i. Bine, auziți zonă. Repede!